Știi cum este că ne bucurăm foarte mult când vine ziua de vineri, cum este astăzi. Este absolut superb, este vineri, am terminat săptămâna, hau-hau, miau-miau și am terminat totul, gata. Vine weekendul. Am impresia că de foarte multe ori ne dorim, tot timpul trăim cum ar veni în viitor și tot timpul ne amintim lucruri. Ideea este că prea puțin trăim prezentul, care din punctul meu de vedere este cel mai important. Nici eu nu fac asta zilnic, dar chiar m-am dat seama acum că tot timpul și eu aștept să vină vineri. De ce? Din cauza unei neplăceri sau din cauza unei bucurii îl așteptăm pe vineri ăsta. Nu știu, uite, sunt dimineți în care sunt singur, pentru că soția mea pleacă la lucru și așa, și chiar îmi iau acel timp, 1 minut, 30 de secunde, 2 minute când ies afară pe balcon la țigară, și chiar mulțumesc pentru ceea ce am. E foarte important să mulțumim pentru ceea ce avem. Bă, pentru orice, pentru orice, dacă mulțumești și ești recunoscător, se schimbă înăuntru chimismul tău, habar n-am. Nu știu. Eu zic să mulțumim în primul rând că am ajuns și astăzi la ziua asta de vineri. Nu? Tu ce zici? Că tot e vineri. E weekend! Te salut, my friend. Tocmai mă pregăteam să filmez pentru SPIV test. No, fii atent, nene, ce dorul mi era de ăsta. Uite-l cum iese. Wow! Bă, dar n-am mai mâncat de nu știu când, frate. Una peste alta, vreau doar să spun că sunt bine lucru. Și am fost între timp și am făcut și chestia asta. Stai că trebuie să-ți arăt oarecum așa, că e cu CNP și cu... L-am vaccinat pe Valentin. Nu știu ce părere ai tu despre vaccinuri, cu siguranță știi ce părere am avut eu despre asta. Tot ce pot să-ți spun este că este ok să nu condamni nici pe cei care fac, nici pe cei care nu-l fac. Lasă-le liberul arbitru să aleagă ceea ce vor să facă cu ei și cu cei de lângă ei. Este super simplu. Lasă-i în pace. Lasă-i să decidă, pentru că de asta au 318 ani și pot să decidă singuri. Într-o altă ordine de idei, cu siguranță știi și canalul meu de Spiff Test. Acolo vin și îmi aduc aportul în fiecare seară, undeva la ora 20. O să găsești clipuri noi acolo. Merg la lucru, am un program foarte fix, ceea ce este perfect, nu mai sunt șofer. Probabil că o să merg iar pe 3,5 tone și nu spune la nimeni că ne aude și nu e bine. Și nu știu dacă în țară sau în străinătate, habar nu am. Altceva, ce ar mai fi de zis? Sunt bine, sănătos, mi-e dor de un SPIV outdoor. Știu că nu am mai postat aici, uneori mai postez pentru membrii canalului, care îi salut și le mulțumesc în continuare că mă susțin cum pot ei, chiar și pe tine, chiar dacă nu ești membru, și îți mulțumesc. Și nu știu, sper să se clarifice treaba asta cât mai repede. Mi-ar plăcea să revenim înapoi la normalitate. Nu știu ce înseamnă exact normalitate pentru tine, dar știu ce înseamnă pentru mine. Merg cu Meganu. Meganu este super tare, consumă de mă rupe în două, să nu mai povestim despre asta. Iarna consumă undeva la 11% pe oraș, vara consumă undeva la 6, 6 și jumătate, să zic așa. Mie acum mi arată 5,8. Am foarte puțin de mers, fac cam 15 minute până la lucru. Și știu că nu am mai postat aici. Nu prea este acțiune și nu vreau să îți ocup timpul cu chestii inutile, să zic așa. Adică prefer să te uiți în altă parte decât să te uiți la mine, pentru că
Marea majoritate dintre voi mă vreți înapoi pe 3,5 tone, acolo v-ați obișnuit cu mine și știu, acolo mă simt în elementul meu natural, dar se pare că nu tot timpul putem face chiar ceea ce vrem. Mă rog, poate că se vor mai schimba lucrurile. În rest, ce să zic, că nu uita, liberul arbitru decide și lasă oamenii în pace, nu-i hăituiți, nici pe cei care s-au vaccinat, nici pe cei care nu s-au vaccinat. În rest, ce să zic, te aștept pe Spiftest și îți mulțumesc frumos că ești și acolo.